Vorbim mai departe despre, în continuare, perioada pandemică pe care o traversăm, dar de data aceasta din perspectiva copiilor, care din nefericire se simt tot mai singuri și cumva diriginții vor fi îndemnați să devină coach pentru aceștia, astfel încât să se încerce reducerea ratei abandonului școlar, iar cei mici și nu numai să se poată simți înțeleși. Stăm de vorbă despre acest subiect cu Andreea Chirilă, ea este profa de inteligență emoțională. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Îți mulțumesc că te-ai alăturat matinalului și că abordăm acest subiect, iată, va avea loc o schimbare de paradigmă pentru profesori, vor fi nevoiți să aibă noi abilități pe care să le dezvolte, iată, pentru binele următoarei generații. E datoria profesorilor sau nu să-i consilieze pe elevi? Cu siguranță intră în atributele unui profesor, pentru că la bază vorbim de o formare psihopedagogică, da? Aceea de a-i consilia, de a fi foarte atenți la nevoile emoționale ale copiilor, pentru că profesorii nu sunt simpli livratori de conținut. Așa că da, intră în atribuțiile noastre să fim foarte atenți la nevoile emoționale ale copiilor, ale elevilor. Dacă vorbim strict despre ora de dirigenție pentru a-i ajuta pe copiii, pe elevi să depășească poate ceva mai ușor această perioadă, ce subiect ar putea aborda profesorii la clasă? Dacă ar fi să ne gândim așa la o tematică și ce subiecte ar putea profesorii, nu numai diriginții, învățătorii, să abordeze la clasă, aș recomanda subiecte ce țin pe partea aceasta de autocunoaștere, cine sunt eu, ce îmi place, de ce am eu nevoie, ce mă pasionează, poate și subiecte menite să ajute pe partea aceasta de comunicare, comunicare asertivă, cum comunic cu ceilalți atunci când poate nu sunt foarte confortabil cu ceea ce se întâmplă sau când emoțiile nu sunt dintre cele mai pozitive. La fel, subiecte legate de cum construim relații, cum menținem relațiile de prietenie și, în ultimul rând, poate și subiecte ce țin de cum gestionăm anumite situații dificile și acasă și la școală și în alte contexte. Dacă vorbim despre această noțiune de a deveni coach, ce presupune ea? Poate avem în această dimineață în fața televizoarelor profesori sau părinți care nu știu exact ce presupune acest lucru, care sunt abilitățile pe care profesorii, de exemplu, ar trebui să le dezvolte pentru a completa abilitățile lor către această titulatură de coach. Da. Până la a sublinia mai mult cum ar putea să ajungă la acest atribut de a deveni un coach pentru copii, aș vrea mai întâi să subliniez cât de important este ca cadrele didactice să aibă această abordare umanistă. Și anume, ca să fiu cât mai specifică, și anume să fie cât mai deschiși spre a construi o relație cu elevii, să fie empatici, să-i asculte, să manifeste grijă, atenție, dincolo de disciplina pe care fiecare profesor o predă la școală. Consider eu că e foarte important să fie un punct de plecare aici, construirea relației, pentru că peste ani copiii nu-și mai amintesc unitățile de învățare și conținutul materiei atunci când se raportează la foștii profesori, diriginți, învățători, ci își amintesc cine au fost acești oameni pentru ei, ce feedback-uri au primit, cât atenție au primit, cum i-a inspirat, apropo de materia de la școală. Așa că e foarte important cine este omul dincolo de pregătire, de materie. E important, practic, să reușească să creeze această punte profesor-elev. Exact, da. Iar partea aceasta de coach, ca să zic așa, poate vine în plus cu partea aceasta de a dezvolta motivația intrinsecă a copiilor. Să vină cu argumente, cu exemple, astfel încât să inspire și să le deschidă curiozitatea. Iar climatul să fie unul pozitiv, astfel încât la clasă să se creeze un soi de plasă de siguranță, iar copiii să fie curioși și către materie, dar și către tine, tu, omul, profesorul, cel din fața ta. Da. Dacă noi înșine avem o lipsă de motivație, să presupunem că au și profesorii zile mai puțin fericite, zile în care se trezesc și n-au atât de mult chef să vină în fața clasei, se rezumă la strictul necesar. Ei cum
pot să-și rezolve problemele astfel încât să poată să livreze acel conținut bogat în empatie, în înțelegere, conținutul acela de care au propriu-zis nevoie elevii astăzi, în perioada de pandemie. Cu siguranță și profesorii în acest context pandemic trec și ei printr-o situație un pic mai complicată, pentru că școala online a venit cu provocări noi. Cu siguranță sistemul acesta exclusiv online sau hibrid nu se compară cu cel de la clasă. Așa că profesorul din ziua de astăzi este multidisciplinar, face de toate și vin și aceste perioade în care el se simte cu adevărat copleșit. Însă este important atunci când observăm diferite probleme la elevii noștri, da? Fie că sunt mai introverți, că sunt retrași, triști sau dimpotrivă, opoziționiști, mai vocali, trebuie să ne amintim că întotdeauna se află în spate o poveste, e o problemă acolo. Da? Nu ne grăbim imediat să etichetăm că e lipsa celor 7 ani de acasă sau că e o lipsă de motivație. Astfel încât dacă nu avem noi în acel moment resursele necesare, e bine să facem, că tot vorbeai mai devreme de punte, să facem acea alianță cu dirigintele, cu consilierul școlar și, în ultimul rând, cu familia. Puntea este completă în momentul în care luăm contact cu familia. Dimineața, tu cum reușești să te pui pe picioare? În momentul în care poate te trezești, ești ceva mai obosită, uite, cred că toată lumea astăzi, în dimineața de luni, experimentează așa un soi de reobișnuire cu programul de muncă, de ce nu, căci venim după un weekend în care poate nu ne-am mai respectat orele de somn, ne-am dat puțin peste cap, e ceva mai greu să te pui repede în mișcare luni dimineața. Sloganul meu este atitudinea este totul. Bineînțeles că sunt momente din acestea în care nu te simți foarte energic, dar, având în vedere că mi-am ales totuși acest domeniu de a lucra cu copii, îmi dau seama cât de important este ceea ce eu le transmit lor. Și chiar în această dimineață am avut o primă oră cu cei mici și, având în vedere că e prima zi din săptămână, de după weekend, m-am gândit că cel mai bine ar fi să ne energizăm un pic și să ne distrăm, să ne relaxăm, să vorbim despre cum a fost în weekend, să facem mici joculețe, chiar educative, da? Să dansăm, la fel joculețe, provocări care să-i ajute pe ei să se mobilizeze. Și odată ce-i văd pe ei mobilizați, automat și eu încep cu un alt vibe, ca să zic așa. Cum crezi că va arăta profilul profesorului modern? Pentru că suntem într-o perioadă de tranziție. Avem poate profesorii din vechea gardă, avem profesorii tineri, avem o grupă de mijloc de profesori care au înglobat din ambele lumi. Da. Mai departe, un tânăr care, de exemplu, acum își dorește să îmbrățișeze această carieră, cum ar trebui să se pregătească să livreze informația copiilor? Cu siguranță vorbim despre alte generații de profesori, diferiți față de cum au fost profesorii noștri sau profesorii părinților noștri. Și ce mă bucură este că, într-adevăr, apropo de profesorul modern, profesorul nou, într-adevăr, este mult mai deschis și mult mai aplecat asupra nevoilor elevilor din clasă. Pentru că atunci când vorbim despre progresul academic al unui copil, ne dorim fără doar și poate să existe acea motivație intrinsecă a copilului. Și cumva pleacă de la tine omul de referință, profesorul, învățătorul, și ține foarte mult de tine cum construiești acea relație cu copiii, cum livrezi acele informații să fie cât mai atractive, să-i inspiri, să-i motivezi, practic. Da. Așa că, ca să revin cumva mai concret la întrebarea de adineauri, într-adevăr, profesorul modern este mult mai axat pe aspectele acestea, de construirea relației și de dezvoltarea motivației intrinseci. E important în perioada adultă să continuăm să învățăm noi înșine. Mă gândesc acum și la părinți. Cred că un exemplu foarte bun de părinte care urmează câteva cursuri la maturitate poate să-l inspire pe copil și să zică, ok, dacă mama face un curs de olărit, eu de ce n-aș face ceva extra? Oh, foarte frumos subiectul și întrebarea ta. Da, cu siguranță. Până la urmă, procesul acesta de învățare nu se oprește la o anumită vârstă, iar noi ca părinți cu atât mai mult suntem modele și repere pentru copiii noștri.
Și procesul acesta de învățare face parte din evoluția noastră. E un proces continuu care, din punctul meu de vedere, nu se termină. Așa că, cu atât mai mult este binevenit să facem acele lucruri care să învățăm, să ne documentăm, să ne inspirăm legat de lucruri care ne pasionează și ne fac bine. Că tot vorbeam la ediția anterioară de inteligența emoțională. Ne descoperim pasiuni și în felul acesta ne întărim și stima de sine. Cred că e foarte interesant să constați că ai învățat ceva nou și că te și pricepi. O, da! Poate după o perioadă în care ți-ai practicat meseria ani de zile, ai ajuns într-o zonă de plafonare, blocaj, da. Faci ceva nou, iată, care îți arată că you still got it, știi? Încă mai poți să mai faci lucruri. Și te stimulează și te duce pe alte drumuri. Și în felul acesta și calitatea vieții capătă nuanțe mai bune, în sensul în care îți găsești motivația și te simți bucuros că încă mai ai drive-ul acela să faci alte lucruri. Pentru că e important să mai spargem rutina și e important, apropo de procesul de învățare și de cunoaștere, e important să avem partea asta de evoluție, să ne dorim să o avem. Pe tine te văd un profesor motivat și relaxat și nu te cunosc foarte bine, dar cred că schimbările apărute în ultima perioadă nu ți-au pus mari dificultăți. Dar dacă vorbim despre un profesor care întâmpină o rezistență la schimbare și iată vin lucruri noi, tăvăluc peste el, nu reușește să țină pasul, ce l-ai sfătui? Care ar fi un proces și pentru el de învățare din experiența ta din ultimii ani de pandemie? L-aș sfătui, având în vedere că vorbim de contextul acesta educațional, noi suntem o echipă acolo, nu suntem singuri, ca să zic așa. Așa că l-aș sfătui să se îndrepte spre a cere suport, a cere ajutor din partea colegilor și cu siguranță lucrurile acestea se vor rezolva pe parcurs. Într-adevăr, sunt perioade mai dificile, dar dacă îți dorești cu adevărat și te pasionează, apropo de materia pe care o predai și raportându-te la copii, în primul rând, pentru că ai ales domeniul acesta, să lucrezi copii, fără doar și poate, nu este un lucru imposibil la un moment dat de rezolvat. Am constatat în ultima perioadă că sunt foarte mulți copii, elevi care și-au ajutat profesorii, de exemplu, să se pună la punct din punct de vedere tehnic cu anumite aspecte și cred că empatia asta funcționează la un nivel fantastic și cred că prin acest ajutor dat de elevi către profesori s-a creat acea punte, inevitabil, și-au dat seama și unii și ceilalți că au nevoie de ajutor. Da, da, lucrul acesta chiar este un aspect care a întărit cumva și a consolidat și mai bine relația dintre elevi și profesori, i-a apropiat și chiar sunt momente foarte simpatice apropo de toate lucrurile acestea tehnice legate de conectivitate sau instrumente de lucru în spațiul acesta digital. Da. Cred că dacă ești profesor, mereu ești surprins de elevii tăi cu câte ceva. Pe tine, ultima oară, cu ce te-a surprins un copil? Pe mine, nu neapărat că mă surprind, dar într-adevăr descoper de la clasă la clasă, indiferent de nivelul de vârstă, descoper partea aceasta de geniu. Asta le zic și lor când încă de la primele întâlniri de la începutul anului școlar, că a fi geniu nu înseamnă neapărat să ai un mega brain, să știi să faci super calculele matematice, că stă acolo înăuntru lor să-și descopere ceea ce le place cu adevărat și ceea ce pot arăta și ceea ce pot oferi, astfel încât la activitățile și întâlnirile noastre mă surprind răspunsurile, desenele, pentru că prin desen îi proiectează nevoi, griji, dorințe și creativitatea și, bineînțeles, potențialul lor. Pentru că ești profat de inteligență emoțională și știu că nu te dai înlături de la provocări, dacă ar fi să-i spui ceva Andrei de la început de carieră, Andrei care abia făcea primii pași în zona aceasta profesoratului, ce îi spune acum cu experiența de azi?
să aibă mai multă încredere în ea. Și acest lucru l-am conștientizat și eu pe parcursul carierei mele și chiar lucrez foarte mult cu copiii. Apropo de inteligență emoțională, îi invit, nu-i forțez, îi invit că atunci când termină o lucrare sau se gândesc la un anumit subiect, îi invit în față să vină să vorbească, tocmai ca să le dezvolt aceste abilități de afirmare, de întărire, a stimei de sine. Așa că cam la asta mă gândesc și cred că dacă m-aș întoarce în timp, asta aș spune, să aibă mai multă încredere. Pentru că era foarte frustrant atunci când știam un răspuns și nu ridicam mâna și vedeam că era corect. Cred că tuturor ni s-a întâmplat asta. Dar apropo de profesorul modern, într-adevăr, acum zic eu că sunt... Educația este centrată pe elev și acest aspect este foarte bine văzut de fiecare dintre colegii noștri, astfel încât ne centrăm pe fiecare și cumva încercăm să-i ajutați să depășească perioada asta de tranziție. Îți mulțumesc tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață și sper să ne revedem, să mai vorbim despre profesori și elevi în lumea aceasta modernă. Mulțumesc! Mai departe vă propun o călătorie și o să călătorim în această dimineață cu prietenii noștri de la Stamps on the Passport. Ei aleg de obicei destinații exotice și nu fac rabat nici în această dimineață pentru că au călătorit în Koh Samet, care este bijuteria Thailandei. Și vă prezentăm și vouă în această dimineață câteva imagini așa, ca să vă deschidem apetitul la început de an. Neața, dragilor! Neața! Noi, ca să ne schimbăm un pic dispoziția de ieri, azi mergem la plajă, direct să ne relaxăm un pic și să... Chiar au fost câteva zile foarte, foarte obositoare, vreo 5 zile dacă luăm și tot asta cu drumul, cu tot, da. A fost cam obositor. Și vrem azi să ne relaxăm un pic. Noi, la hotelul care suntem cazați, e foarte aproape de plajă, 2 minute de mers pe jos. Da, aici, în genere, este un sătuc, așa să zicem, micuț, care are câteva sute de metri într-o parte, câteva sute de metri într-o parte și în toate părțile este înconjurat de apă. Da, și chiar plaja asta se socoate cea mai frumoasă de pe insulă și cea mai mare, cred că, nu? Da, și cea mai populară, cea mai amenajată. Da. Haideți să vedem cum arată plaja aici. Nu pot să cred! Mamă, dar cât e de alb nisipul! Uh-huh. Și cât de fin! Parcă e... Wow. E extraordinar! Ia uite scârță, e parcă e din coarț. Dar apropo, uh-huh, poate să fie din coarț. Pentru că coarțul așa scârță. Uite! Da, și fain, chiar niciodată n-am văzut așa plajă. Prima dată stăm pe așa nisip, apropo, da! Da. Nisipul de coarț nu se înfierbântă, apropo. Ha, ce tare! Chiar că parcă scârță e ca pe zăpadă. Ia hai așa mai încolo, că aici văd că vin bărșile. Ce frumos! Ia uite cu palmicheri! Dar chiar e super faină plajă, nu m-am așteptat. Da! Uitați-vă. Deci sunt șepe, de fapt. Dar ți închipui, ți amintești, doamna aia zicea că nu e frumos iețul ăla, că nisipul nu e frumos, că e galben, că e pietros, că nu știu ce. Dar priviți ce frumusețe! Aș zice că e un pic cam aglomerat, dar asta încă e puțin aglomerat, pentru că nu e în weekend. În weekend am înțeles că e plin, plin! Plus și acum, mă rog, încă n-au venit mulți turiști. Dar vă dați seama când vin mulți turiști ce este aici. Fain. Uite, wow! Iată așa, merge insula, merge așa încolo, tot departe. Și sunt foarte mulți localnici aici, deoarece e aproape de Bangkok. Și mulți vin aici să relaxeze. Cred
că am găsit un loc ușor frumos la umbră aici. Nu vrem să stăm deodată la soare, că soarele aici în Asia de Sud-Est e extrem de periculos, puternic și îndată tia. Chiar dacă acum vedeți că afară nu e, e un pic așa nourat și chiar e hazy așa, e un pic parcă încetoșat. Umiditatea e ridicată, dar oricum soarele prăjește chiar și la norii ăștia. Și noi o să mergem să facem o băiță. Să vedem dacă pot să vă arăt fricelele astea mărunte de nisip și cât de deosebit eu chiar să vede. Observați cum e? Ce fain! Dar arată ca pudra de zahăr. Și parcă un pic taie piciorul, parcă ai impresia că e un fel de sticlă așa. A, cât e de moale! Parcă e zăpadă! Asta e zăpadă, dar chiar! N-am văzut zăpadă în România, în Europa, în genere, n-am văzut, dar vedem în Thailanda zăpadă. Uitați-vă ce fain! Prima dată vedem așa fel de nisip, chiar e super deosebit. Super fain nisipul ăsta. Și e pufos așa un fel. Ia uite cum spune pe picior. Am să vede, leac. Da? Da, așa de pufos, uite cât e de pufos. Da. Ia nu știu dacă se aude cum scârță, ia poate mai aproape de aici. Auzit? Parcă e zăpadă. Da, chiar. Parcă e mai ușurel decât nisipul normal. Și super, dar aici încă e un pic ud. Că aici mai vine apa, când e în... Când trebuie să vedem unde e mai uscat. A, aici e mai uscat. Ia mai tare să sunt aici. Ce fain. Luminița se duce prima la scaldat, da? Noi ne scaldăm pe rând. Oadă și de caldă apa! Ce zici, Luminița? Îți place? Ce de caldă! Wow! Dar uitați ce culoare faină! Seamnă cu plaja aia din... Cum se cheamă? De-am și-am uitat. Boracay? Nu. Din Grecia, unde am fost noi. Cum se cheamă? Simos. Simos Beach, da. Simos Beach. Seamnă un pic. Dacă ar fi soarele ar bate normal și n-ar fi haze-ul ăsta, s-ar vede mult mai faină apa. Acum am să așa un pic de haze și se vede, nu se vede chiar foarte clar. În special când e după masă, vedeți soarele acum e acolo. Și după masă soarele să fie în partea aia și a să bată sub unghi mai fain. Numai că noi așa dimineața venim de obicei, că asta e regimul nostru. E și de caldă apa, ne-a obișnuit cât am fost acum în Grecia, apa era rece. Și de acum nici nu sunt că am intrat în apă. Mă rog, ai cu vreo 5 grade să zicem mai răcoare ca afară, dar... E super, e super. Și afară temperatura nu e exagerat de cald, cum e, nu știu, când am fost noi, de exemplu, în Indonezia sau în Filipine, era mult mai cald. Aici, acum, în sezonul de iarnă, așa, aș spune că asta se socoate high season aici, e mult mai bine. Adică temperatura tămână e ok, e adecvată. Hai să sărim în apă! Cât e de caldă apa, într-adevăr, e super! Superbă apa! Doar sunt diferit față de aia mediteraneană. Aia mediteraneană are un miros specific, nu știu cum așa. Dar asta... Și asta are un miros specific, da? Numai că e diferită de aia mediteraneană. Și mult mai caldă. Super! Gata baia, Costi? Oh, e super! Chiar e foarte caldă apa și e foarte plăcută. Îmi place locul ăsta. Și plajă, nisipul, tot e frumos. Da, chiar da. E extraordinar. Frumos. Hai să căutăm ceva fructe, eu vreau fructe. Hai! Să mergem. Jackfruit? Tu vreau jackfruit? Mm-hmm. Ce de-a fructe?
Deci până la urmă ne-am luat niște șezlonguri aici pe malul mării. Astăzi marea este cam zbuciumată. Mie, de exemplu, nu-mi place când sunt așa valuri mari. Și am dat pe ele 50 de bați pentru două șezlonguri. Poate fi și cu umbrelă, dar noi am ales să stăm la umbra unui copac. Și o să ne relaxăm un pic lângă nisipul ăsta. Pe nisipul ăsta. Extraordinar de frumos. Înainte de culcare cineva am flămânzit și ne-am oprit așa la o tarabă, iată să ne fac un fel de clătiți. Capunca. Mă, arată bine. Ai satur? Ca pa să știi, nu? Da, o împărțim la doi. Cât au costat? 60. Ai bun, aproape cât o mâncare de la restaurant care costă 80 cu carne. Azi ne-am trezit un pic mai devreme ca să vedem un pic seara aici. Viața de noapte. Da, viața de noapte. După cum v-am spus, noi avem un regim un pic mai diferit. Ne culcăm seara la orele 3-4 și ne trezim la ora 10-10:30, așa că eu atunci încep lucrul, dar ce eu lucrez după a fost orar american. Și la ora 10 seara, ziua Thailandei, ora 8 dimineața în Arizona, când eu trebuie să încep lucrul și din cauza asta avem un... Și la voi vreo ora 5 seara. Aici este mai devreme cu 5 ore decât în România și Moldova. Și seara se organizează fire show-uri și sunt multe restaurante, cafenele deschise, unde poți stai să servești o băutură sau chiar să mănânci pe malul mării. Mai ales că ne-a surprins plaja acum seara, deoarece apa s-a retras atât de mult, nici nu ne-am așteptat. Wow, ia uite, chiar sunt roci pe aici, foarte interesant. Au ieșit pietre la iveală. Da. Pietre pe aici. Și terasele s-au extins tocmai până pe malul unde cândva era apă. Unde dimineața, adică era apă. Da. Foarte tare. Și s-a lărgit foarte mult plaja. Da, și deja seara mai ai aici loc unde să mai dansezi, când se întind petrecerile de noapte. Deci este foarte tare. Azi e vineri, dar mâine e posibil ca sâmbătă o să fie ceva mai multe activități. O să încercăm să ne trezim și mâine un pic mai devreme. Ar trebui măcar la ora 9 să ne trezim, dar cu greu, deoarece am dormit noaptea asta vreo mai puțin de 5 ore, cred că. Da, vreo 4. Și încă suntem somnoroși. Două nopți la rând, câte 4 ore o să fie greu. Noi de când am venit în Thailanda, încă n-am dormit tot. 6 ore maxim. Da, dar așa era și dat trecut când am călătorit prin Asia. Da. Nu dormeam mai mult de 6 ore și era foarte obositor. Sperăm să nu continuăm în acest ritm. Uitați-vă, și toate restaurantele sunt amenajate cu luminițe, cu diferite decorațiuni foarte frumoase. Aici parcă sunt niște meduze. Poți să vei să servești o băutură sau chiar să mănânci, posibil. Multe din ele au și mâncare. Acum deja e trecut de ora 10 seara, văd că încă e deschis. Dar nu cred să ții mai mult de... Cred că într-o oră, maxim două, se închide tot. Nu e foarte dezvoltată aici viața de noapte. Așa cum, de exemplu, pe alte insule. Trebuie mâine mai degrabă să venim, că mâine e sâmbăt. Iată, vedeți, apa în timpul zilei vine până aici. Și acum s-o retras tocmai până încolo, așa.
Doamnelor și domnilor, să vedeți ce surpriză minunată ne-a pregătit creatoarea de modă Ana Gherase. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine te-am găsit! Abia așteptam să vin la tine cu rochile. Deși a fost un weekend super aglomerat și a fost super obositor și târgul, știi că am vorbit joi despre târg, a fost un real succes. Tot nu aș fi ratat ocazia să vin în platou cu rochile, oricât de greu a fost. Sper că-ți plac. A fost absolut superbe. A fost foarte greu să fac o selecție de 4, dar să zic că am ales puțin cât să mă încadrez în tendințele de anul acesta, ca să putem să discutăm un pic, și atunci am făcut o selecție cât mai complexă. Te-am felicitat așa impropriu spus pe Instagram, am văzut câteva imagini de la târg, felicitări din suflet. Mulțumesc. Te-am simțit plină de emoție la final, la manejul final, când ai ieșit și tu pe scenă alături de manechinele tale. S-a văzut? Am crezut că am reușit să am mai schimb chestia asta, am avut foarte multe emoții. Am de fiecare dată, nu este prima dată când avem o astfel de prezentare și cu toate acestea mă emoționez de fiecare dată când văd creațiile îmbrăcate și defilăm pe podium. Mi se umple așa inima de mândrie și de fericire și nu se poate. Adică, cred că ar fi greșit să nu am emoții de fiecare dată. Hai să le prezentăm celor de acasă aceste minunății pe care le-a adus în platou astăzi și eu aș începe, uite, aș începe de aici, de exemplu, te-aș invita să flancăm împreună această, această rochie, care mi se pare foarte diafană. Este într-adevăr. E o poveste aici. Este o poveste. În ultimii ani cumva s-au deschis foarte multe locații în pădure și sunt foarte multe domnișoare care își doresc o aliură așa de prințese, de zâne ale pădurii. Și anul acesta, una din tendințele în rochii de mireasă sunt aceste aplicații de flori 3D pe rochii. Mai multe, mai puține, eu ți-am adus practic din toate cât mai mult. Deci asta este și una din tendințele anului 2022. Mă uit și nu știu de unde să încep. De la partea de sus, mă gândesc că e o rochie potrivită pentru o domnișoară care își dorește să fie extravagantă, dar în aceeași măsură să aibă și o eleganță aparte. Da, sunt foarte multe domnișoare care nu-și doresc accesorii cu pietre prețioase, cum am eu sau cum o să vedem pe rochile celelalte, și atunci, tocmai ca rochia să nu fie foarte simplă, și există și o superstiție legată de perle, să nu poți perle în ziua anunții. Și atunci unele fete chiar țin la aceste superstiții și opțiunea de flori 3D este ideală pentru ele dacă își doresc să nu aibă o rochie cu accesorii de perle. Dacă ar fi să ne uităm puțin, știi, ca la Insta Fashion și la tipologia, da, fiecăreia, cărei siluete ai recomanda această rochie? Este, tocmai ăsta este motivul și pentru care am adus-o, pentru că este o rochie care se mulează pe mai toate tipurile de siluete. Pot fi purtate și de o domnișoară poate mai scundă și nu cu forme perfecte, pentru că croiul rochiei este unul A-line, foarte lejer, și atunci nici nu dă volum pe talie, materialele sunt ușoare și atunci poate fi purtată și de o domnișoară înaltă și suplă ca tine și de una mai minionă și nu cu forme perfecte. Deci asta este modelul ideal pentru orice tip de siluetă. Aș vrea să mergem mai departe, uite, să ne uităm și la această creație. Mie mi-a atras atenția în mod deosebit pentru că mie îmi plac rochile stil sirenă, dar nu cu terminație de sirenă, ca să poți totul să te miști. Exact, sincer, dacă aș fi avut posibilitatea, te-aș îmbrăca pe tine în această rochie. Cred că ai fi fost minunată. Este o rochie extravagantă, într-adevăr. Aplicațiile, toate aplicațiile pe care vezi sunt decupate și aplicate manual. Sunt niște cristale prețioase și da, sirena este un model de rochie care într-adevăr nu poate fi purtat de orice siluetă, dar pentru domnișoarele chiar și mai mici de statură merge un tip de sirenă de genul acesta, pentru că oricum privirea este luată de cristalele care sunt aplicate pe bust și atunci poți, doar că trebuie să avem puțin grijă la proporții. Dacă nu ne permite neapărat silueta, ar fi bine totuși să nu optăm pentru o roche sirenă. Mă uit puțin în zona decolteului și te-aș întreba, având în vedere plasa aceasta transparentă de aici și faptul că se vede decolteul destul de mult, ne axăm cu această rochie pe domnișoarele cu mai puține forme sau pot și cele mai voluptoase să abordeze tipul ăsta de decolteu? Cred că depinde foarte mult de personalitatea fiecăreia și cât de îndrăzneață își dorește să fie în ziua anunții. Noi am conceput această rochie și pentru domnișoare cu un bust foarte generos. Este strict, în general, la rochia de mireasă, cumva îți alegi un model care să-ți îmbrace personalitatea și cumva să te caracterizeze pe tine. Și atunci, dacă ești o domnișoară extravagantă, cu siguranță vei opta pentru un decolteu generos, indiferent că este pe sirenă sau nu. Să știi că eu zic că ți se întâmplă des ca doamnele și domnișoarele să vină la tine și să spună nu vreau o singură rochie, ci două, trei.
Una pentru cununia religioasă, una pentru petrecere. Mai nou se poartă rochile 2-in-1 și este posibil lucrul acesta cu rochile sirenă. Spre exemplu, la acest model, foarte ușor se poate aplica o fustă detașabilă circulară sau o trenă detașabilă și atunci poți spune că ai o roche 2-in-1. Mai se întâmplă și, sunt și modele de sirene care au tiul în partea de jos, se detașează tiulul și rămâne o roche scurtă sau chiar și pe o roche prințesă, fusta de deasupra poate fi lungă și se poate da jos și se rămâne într-o rochiță scurtă. Hai să mergem și către cealaltă rochie. Îți mărturisesc că aceasta este rochia pe care eu aș fi ales-o ca primă variantă, de exemplu, pentru cununia religioasă. Okay. Pentru că mi se pare că are așa un iz romantic. Într-adevăr. Boho. Este puțin boho și ți-am adus aici, am incorporat tendința cu mânecile de anul acesta, pentru că se poartă foarte mult mânecile. Poate că în anii anterior nu ai fi văzut atât de multe mâneci pe rochile de mireasă, anul acesta se poartă foarte mult, fie că sunt atașate direct pe rochie, fie că sunt detașabile. Avem și modele, da, cu mâneci detașabile, pentru că, exact cum ai zis și tu, poți la cununia religioasă să mergi cu ele, eventual la petecele să le detașezi. Și la fel, este un, ți-am adus o bază de tiul, este un tiul mai moale, la fel, este un croi A-line, da? Este o croială A-line care la fel avantajează cam toate tipurile de siluete. Deci fără probleme poți purta această rochie indiferent de tipul de siluetă pe care îl ai. Îmi place foarte mult croiul și îmi place baza. Da. La ce tip de siluetă te-ai gândit când ai conceput baza aceasta mai amplă? Nu cred că m-am gândit neapărat la un anumit tip de siluetă, cât m-am gândit să aduc puțin ceva nou în rochia clasică de mireasă, pentru că după atât pauza aceasta mare care a fost de la evenimente, cumva domnișoarele văd că își doresc să aibă ceva diferit în momentul în care au evenimentul și atunci am încercat să ne detașăm un pic de clasic, dar totuși le-am păstrat, dar am pus totuși un detaliu care să facă diferența, care să scoată rochia cumva din clasic. Când mai vorbesc cu mama mea, ca fiecare mamă în parte, cred că își visează fetița mireasă și îmi spune de mai multe ori pe an, te-am visat iar mireasă. Și zic, cum ai visat? Cum era rochia? Și începe și îmi descrie și arăt de pe Pinterest un model de rochie preferat și îmi zice, ăsta e. Ce crezi? Cam așa este rochia în care mă visează mama mea mireasă. Sunt convinsă că dacă se uită la noi în această dimineață... Chiar aș fi curioasă să-mi spui data viitoare dacă este exact așa cum a visat-o mama ta. Chiar sunt curioasă și aș veni la tine la atelier, de exemplu, să probez câteva modele. Chiar te rog. Din curiozitate, cine știe cât am nevoie. Și cred că e important să faci câțiva pași către autocunoaștere, pentru că e cea mai importantă rochie a unei femei. Este, cum îmi place mie să zic, nu este o rochie, este acea rochie de care îți voi aminti cu siguranță toată viața. Și este foarte importantă, mai de aceea noi acordăm cât putem de multă atenție domnișoarelor când vin la noi în atelier, pentru că știu cât de important este ca rochia nu doar să fie frumoasă, pentru că ne plac, de asta le facem, cât să se simte ele bine și să considere că au făcut alegerea potrivită. Aș vrea să-mi spui cât de mult s-a lucrat la această rochie, pentru că mă uit la detaliul acesta din talie. Da. Și cred că aici a fost foarte multă migală. Să știi că nu, am adus și o prințesă veritabilă, pentru că noi, fetele, ne visăm prințese de când suntem mici. Și să știi că am foarte multe cliente care, deși nu-și doresc o rochie prințesă, probează una, doar ca să se vadă, pentru că nu poți îmbrăca o rochie de genul acesta, probabil doar dacă ești mireasă. Chiar și la un eveniment de seară e complicat să te afișezi cu un model atât de amplu și atunci probează o prințesă doar ca să vadă cum arată prințesă, pentru că este visul nostru să ne visăm prințese de mici și atunci nu puteam să nu-ți aduc una. Recunosc că cea mai muncită rochie de aici din platou este cea sirenă, pentru că sunt foarte multe aplicații manuale. Detaliul acesta pe care tu îl vezi în talie sunt accesorii care doar se aplică manual, dar ele vin așa cum le vezi tu, ele așa, noi așa le achiziționăm, în schimb detaliile pe care le vezi broderia. Pe rochie, broderia este decupată și accesorizată manual. Perele sunt unele de sticlă, ele reflectă lumina, pentru că sunt domnișoare care nu-și doresc să fie foarte încărcate rochile. Și atunci punem un touch cât mai prețios, nu foarte mult, dar cât să-ți ia ochii. Îmi place foarte mult și această rochie, să știi, și m-aș uita puțin și la material. Deși pare o rochie voluminoasă, cred că e foarte ușoară. Este foarte ușoară, într-adevăr, noi nu folosim
crinoline sau cercuri, doar dacă ne solicită clientele treaba asta, pentru că, într-adevăr, dacă pot să zic ceva după târg, este că domnișoarele își doresc ochii cât mai ușoare. Își doresc să se distreze la eveniment, nu își doresc neapărat să fie o apariție și atât. Și atunci pun foarte mult accentul pe confort. Și încercăm să, dacă te uiți la rochia aceasta, este în etaje, spunem noi. O altă tendință a anului 2022 sunt aceste trepte de volane. Aha. Ele pot fi, nu? Eu ți-am adus aici un model cu mai puține, dar ele pot fi chiar și foarte mici. Mici, 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 mici pe toată fusta. Și pornite mai de sus. Da, exact. Uh-huh. Pot fi volane aplicate asimetric, adică este una din tendințele 2022. Dar sunt foarte ușoare. Tiulul este ca o, arată rochița ca o vată pe băț. Dar este foarte ușoară. Îmi pare rău că nu pot, ți-o pot da jos să vezi. Dar, într-adevăr, ele sunt ușoare. Punem accent foarte mult pe comoditate. E, cu atât mai mult să vin la tine la atelier să provoc, da, să mă convinc. Cine știe, poate luăm și pe colegul nostru care ne urmărește așa de aproape peste tot, ca să putem să le arătăm și celor de acasă cum vin aceste rochii și pe o siluetă reală. Mi-aș fi dorit, de exemplu, să văd cum arată rochia sirenă, cea pe care cumva ai intuit că, da, aș vrea că ți s-ar topor potrivi, sau pe care, știi cum ne întrebi tu la Insta Fashion, uh-huh, care este preferatul pe ziua de azi? Da. Te rog să-mi spui care este preferata ta pe ziua de azi. Of, e greu de decis, Ana, e foarte greu de decis. A, vezi că se uită și mama ta. Da, pentru mama și pentru petrecerea aș alege rochia sirenă, cu siguranță. Mi se pare extrem de elegantă, sexy și ți-am zis, îmi place mult că partea de jos îți oferă foarte multă libertate de mișcare. Și atunci, da, ar fi varianta potrivită, dar bineînțeles pentru cununia religioasă aș alege cu siguranță această rochie diafană. Marele plus sunt mânecile, da, și materialul și faptul că, deși are o complexitate în partea de sus, e simplă, este foarte caldă, simplă, da. Și oricum și broderiile sunt foarte delicate. Este un model care, să spun că s-ar potrivi unei domnișoare care nu își dorește o rochie foarte extravagantă, cu foarte multe aplicații, dar totuși își dorește să nu treacă neobservată. Pentru că sunt și domnișoare care optează pentru rochii extrem de simple, care aduc aproape cu niște rochii de seară. Dar gusturile sunt diferite și important este ele să se simtă bine. Și atunci, cumva, eu tot le împing de la spate. Haide să, totuși, să spunem un accesoriu în talie sau poate să-ți coasem puțină broderie, pentru că ele nu sunt extravagante. Dar totuși este un detaliu care, părerea mea este că merită, ca în ziua anunții, totuși să fie un pic mai spectaculoasă, totuși. Că, oricum, avem timp de zi cu zi să fim mai nu ne ieșim din mulțime. Încărcate. Măcar în acea seară, totuși, să ne remarcăm, să ne facem remarcate. Vorbind despre rochia prințesă, ai spus că nu prea mai aplici cercuri și crinolina o eviți doar la cerere. Vorbind despre tendințele anului 2022, se mai poartă sau nu crinolina? E o practică învechită oarecum? Este învechită, numai că, într-adevăr, nu se mai poartă crinolinele și rochile foarte ample. Doar că, așa cum îți spuneam, este strict o chestiune de gust și de alegere. Sunt foarte multe domnișoare, dar cred că pe piața din România ne-am creat cumva niște segmente și atunci suntem case de modă adaptate fiecărui stil. Noi am adoptat un stil mai lejer, mai diafan, folosim materiale mult mai naturale, mătăsuri, voaluri, chiar și taftaua la noi este de mătase și cu aplicații manuale cât mai discrete sau delicate. Dar sunt case de modă care se pot adapta oricărui tip de gust, poate mai ample, stilul acela de rochii arăbești, dacă le știi. Da. Sunt, este o piață și pentru acest segment, doar că suntem împărțite pe mai multe categorii și de asta este loc sub soare pentru toată lumea, pentru că ne-am format cumva un stil fiecare casă de modă și atunci domnișoarele viitoare mirese știu exact cam unde să se ducă când își doresc o rochie. Știi ce aș mai vrea să-mi povestești? Aș mai merge odată către prima rochie din platoul nostru și te-aș întreba în partea de sus, de exemplu, văd că există această parte ușor transparentă, da, dacă ne dorim să fie îmbrăcată. Bănuiesc că e ceva ce se poate realiza destul de ușor. Sigur, dacă vin, da, cu atelierul, nu-i așa? Toate rochile pe care noi le realizăm se realizează pe comandă de la zero, uh-huh, și în timpul procesului de creație domnișoarele pot customiza rochile cum își doresc. Important este să-și aleagă un croi care să le avantajeze corpul, după care restul de modificări se pot face fără nicio problemă.
mă uit la trenă. Da. Și este cea mai impresionantă trenă dintre cele prezente în platou. Mi se pare și foarte ușoară. Este foarte ușoară, dar în același timp foarte greu de purtat. În momentul în care optezi să păstrezi o astfel de trenă, cumva faci un compromis, pentru că este genul de trenă pe care foarte greu o poți prinde sau o poți doar dacă o faci detașabilă. Există și varianta să o faci coada din spate trena detașabilă. Aha. Dar dacă o lași așa, este foarte greu de purtat. E clar că nu te vei distra foarte mult la eveniment. De asta ar trebui să mai ai o rochie de rezervă. Sau să o faci trenă, sau, să o faci exact. Doar pe model de trenă detașabilă, da. Sunt greu de efectuat aceste prinderi, de exemplu la această rochie, dacă ar fi să ne uităm, ar trebui să pornească undeva de aici, din partea de sus, nu-i așa? Din păcate, la acest model de trenă nu se poate face sistem de prindere decât dacă se face trena detașabilă. La modelul sirenă, exact, știai tu ceva. Știam eu ceva, dar nu știam exact. Da, se face un sistem de prindere, se prinde de aici și se urcă sus. Ah, foarte tare. Da. Și practic tot ce ai avea în și spate practic, exact. Poți păstra se trena comprimă. Și o poți aplica doar la poze de regulă sau foarte în biserică. Tare. Foarte tare. Deci domnișoarele de onoare ar trebui să primească un soi de instructaj. Da, 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 cu siguranță. Ele sunt un pion cheie în, pentru viitoarea mireasă. Uite, revin aici pentru că aș vrea să ne uităm puțin și la marele wall pe care îl avem. Da. Aveam imagini mai devreme cu Ioana Cristodoru ca să reîntregim așa echipa la să reîntregim, matinal. Am zis, da, să o aducem cu noi. M-am gândit atunci acesta pentru că a fost totul foarte pe repede înainte, iar Ioana este o fată superbă și a acceptat să-mi fie model pentru colecția nouă de mirese. Uite, iată chiar cu rochia... cu rochia aceasta. Wow! Da. Wow, ok. Acum îmi dau seama și de efectul acestei. Acum le poți... Și pot să spun că a fost un real succes. Am avut o zi superbă care a durat. Ședința foto pe două zile s-a întins. Dar pot să spun că la târg a avut un real succes Ioana, pentru că noi am avut un stand unde am avut niște panouri luminoase cam la 3 metri și erau poze uriașe cu Ioana. Wow! Da, și am avut nu de puține ori multe cliente ne-au spus, băi, eu vreau care e fata îmbrăcată pe panou. Deci am avut succes, am avut o alegere perfectă. Am așa senzație, știi momentele acelea când intri într-un magazin, e gol și după tine se face coadă? Da. Cam genul acela de om cred că este Ioana. Da, este într-adevăr. Chiar este o fizionomie care atrage foarte mult. Are o privire caldă, are o prietenoasă. Cumva te uiți la ea și parcă vrei și tu. Sunt superbe toate rochile pe care le creezi, să știi, și n-am nicio reținere când spun acest lucru. Mă uit la aceste imagini și mi se pare că în ciuda, nu știu, restricțiilor cu care ne-am confruntat în ultima perioadă, ai reușit să redai această strălucire de care avem nevoie în contextul unui astfel de eveniment. Să știi că, așa cum am auzit cumva, că de la 1 martie se vor relaxa puțin restricțiile legate de evenimente, cred că ăsta a fost motivul pentru care și târgul a fost unul de succes, pentru că se pare că anul acesta vom avea un an plin de evenimente. Să știi că același lucru l-am aflat și eu în această dimineață. Chiar Ministrul Sănătății, domnul Rafila, spunea că din mai e posibil să se mai relaxeze restricțiile, motiv pentru care le invităm pe doamne și domnișoare să-ți treagă pragul atelierului, să-și aleagă o rochie, să-și aleagă data evenimentului cu încredere, cred. Cu încredere. Eu spun că anul acesta și-l pot alege cu încredere. Dacă încă nu suntem hotărâte și vrem totuși să ne facem planuri din timp, putem să lucrăm la un model pur și simplu? Sigur că da. Fetele care ne trec pragul au posibilitatea să-și facă fie ca o poză, își pot crea rochia după o anumită poză. E foarte multă informație acum în zilele noastre, pe Pinterest sau tot felul de site-uri cu poze și nu sunt puține domnișoarele care vin cu propriile modele. Iar noi încercăm pe cât posibil cu ce avem în atelier, cu broderii, cu materiale, să le facem o idee cam cum ar arăta rochia. Pentru că poza întotdeauna este diferită de ce este și foarte mult Photoshop, sunt și lumini și atunci cumva ele trebuie să înțeleagă procesul tehnic. Pentru că pe manechin și într-o poză rochia arată superb. Dar sunt anumite detalii tehnice pe care n-au de unde să le știe și atunci noi încercăm să le punem la curent sau eu personal le pot desena rochia dacă au doar în minte, să zic, un anumit model.
îl putem schița fără probleme. Îți dai seama că eu ar trebui să vin cu mama ca să-ți explic? Uite, aici aș putea să te contrazic, să știi că sunt, am foarte multe domnișoare care vin cu părinții, la, în general cu mamele, uh-huh. Și gusturile sunt foarte diferite. Și ai putea fi foarte ușor influențată sau cumva dezamăgită să vezi că ție îți place un model, iar mamei tale nu. Pentru că, într-adevăr, sunt generații diferite, sunt gusturi diferite, mamelor le plac lucrurile puțin mai simple, diferă foarte mult și chiar poți fi influențat de... Eu am observat tristețea din ochii fetelor noastre când mamele nu își dau acordul pe modelele pe care le aleg. Cu cât mai multe păreri, cu atât mai greu le este fetelor să-și aleagă rochia. Ana, îți mulțumesc, tare mult că ne-ai trecut pragul în această dimineață și iată, la final de emisiune ai reușit să ne surprinzi plăcut cu aceste minunății pe care le-ai adus în platou. Te aștept cu drag de fiecare dată, să știi. Mulțumesc mult de invitație și ne vedem la Insta Fashion. Ne vedem la Insta Fashion, ne vedem în formulă completă și alături de Ioana Cristodoru. Voi rămâneți alături de noi pentru că mai departe urmează știrile, iar mâine dimineață ne revedem aici la matinal. Vă invit să ne fiți alături pe durata întregii săptămâni, de ce nu? Vă mulțumesc că ne sunteți alături deja în număr din ce în ce mai mare, mă bucur acest lucru și vă doresc să aveți o săptămână rodnică, minunată, liniștită, plină de realizări pe toate planurile. Bineînțeles, mâine dimineață la 9 fix să deschideți televizoarele pe Metropola TV. Zi frumoasă tuturor!